Destinația anului este susținută de Fusti. Salutare, bună dimineața și jumbo, pentru că suntem cu un invitat special din Zanzibar. Mudi, cum ai dormit azi noapte? Am dormit foarte bine și am mâncat bine micul dejun. Da, noi suntem în fața hotelului Pleiada, Boutique Hotel din Iași, iar astăzi o să mergem să vedem viața locală de aici, din orașul Iași. O să vizităm Palatul Culturii din Iași, o clădire impresionantă de aici. Vom face o plimbare pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Vom vizita niște grădini din jurul Palatului Culturii. Vom mânca ceva în oraș. Să vedem, poate mai găsim ceva ce să-ți placă și ție, o să găsesc, da. Din bucătăria românească. Sper să găsesc, da. În principiu, astăzi va fi o zi în orașul Iași, în care efectiv vedem viața locală de aici. Ei bine, cum am ajuns noi la Iași? Am trecut pe la Sibiu, pe la aeroport, unde am lăsat cârtița noastră și am luat o mașină de la Enterprise Rent-A-Car, o mașină cu care am făcut 1000 și ceva de kilometri prin țară în această călătorie pentru destinația anului. Din nou în traficul din Iași, mergem înspre centru, înspre Palatul Culturii. Astăzi o zi înnorată, da, e ok câtă vreme nu e foarte frig, pentru că la Moody e greu să se adapteze la temperaturi scăzute, dar deocamdată e ok. Ești ok, Moody, da? E ok, da. Am parcat în față la Palatul Culturii din Iași. Moody, ce părere ai despre ce avem noi în față? Arată super frumos. Da, este cea mai emblematică clădire a Iașiului, clădire pe care o vom și vizita. Clădirea a fost construită pe vechiul loc al curții domnești vechi, Moody, în vremurile vechi, țara România era împărțită în mai multe regiuni. Moldova, unde suntem noi acum, a fost efectiv o țară. Iar ceea ce vom vizita noi acum este o clădire construită pe locul fostului palat al Moldovei. O să încercăm să vizităm cât mai multe din această clădire. O să ne plimbăm înăuntru. Probabil vom urca inclusiv acolo, în acel turn. Wow, ce frumos! Dacă o să avem acces, o să vedem. Iar aici este statuia domnitorului Moldovei, și anume Ștefan cel Mare. Poate să pun face ceva poze? Sigur, sigur că da. În timp ce îi povesteam eu la Moody despre Ștefan cel Mare, Moody era foarte interesat. Da, pentru că mai auzise de Ștefan. Numele ăsta Ștefan și m-am mintit ceva. Mihai Ștefan Corbine, Româna națiune. Mă, își ridica părul pe mine. Da. Moody știe imnul național cap-coadă și îl cântă mai bine decât mulți români. De aici, de acolo vine. Ștefan, cel de aici, din această statuie, apare în imnul nostru național, da. Ștefan Corbin. Ok. Încercăm să intrăm în Palatul Culturii. Dar aici în dreapta am văzut ceva interesant. Cred că un fel de târg tradițional, cum e la tine în Zanzibar, în Stone Town. Deci toate chestia acolo sunt magazine. Sunt magazine cu suveniruri, cu produse tradiționale. Ca în Stone Town, exact. Hai să dăm prima dată o tură pe acolo, pentru că pare foarte interesant. La fel cum ai plimbat tu prin Stone Town, prin bazar, vom face o tură și aici. Sănătate! Oale tradiționale românești. Astea se fac... Și la noi se face. Și la voi se face. Da, se face. Dar acum nu mai le folosim așa.
Să știi că eu încă folosesc oale din astea. În astea îmi fac iaurt și cel mai bun iaurt e făcut în oală din asta de lut. Mult mai bun ca în vase de sticlă. Lapte covasât. La noi e lapte covasât. O, iar ceva interesant, tradițional de Paști. Bună ziua! Sănătate! Astea sunt Paște niște ouă. Fericit, am văzut. Ai văzut? Știi de, da, știi, da, de Paști, știi, da? Dacă aveți sărbătoare aici. Da, 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 la noi... La, n-ar fi bine să le spargem. Pentru noi ar fi bine. Da, sunt foarte frumoase, adevărate opere de artă. Astea sunt vechile tradiționale. Astea? Ale, ale. A, astea? Da. Am înțeles. Și astea sunt mai mari sau... Ăla e un nou destruț. Asta e cu luna anului. Ouăle sunt are destruți. Motivele sunt de la noi. 4 anotimpuri cu 3 luni și în fiecare lună ce sărbătoare mare alea este. În fiecare, la noi în religia ortodoxă, da, avem niște sărbători, cum e la voi, la musulmani. Idul Hajj. Da, 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 da. Noi avem postul Paștilor, voi aveți cum îi zice, Ramadanul. Ramadana. Hai să vedem și niște linguri. Niște linguri tradiționale românești. Și asta au simbolul de... Și astea sunt tot la fel... Se face cu mâna așa. Începem de aici, simbolul solar. Reprezenta divinitatea, avea un rol de protecție. După unul, simbolul fericirii, pasărea paradisului. Asta e simbolul creștin, apa, sursa vieții. I-am găsit ceva și la Moody, că cam tremură pe aici. Moody e din Zanzibar, din Africa. Vadea cum se de la Jolt, deci vă rămâna Botoșani. Vorbește foarte bine românește, se, da, înțelege. Moody, să vedem cum stă cu căciulă. Hai să vedem cum... Îi stricăm frizura. Uite acolo la băieți. Asta e foarte bine, da? Da. Foarte bine! Asta a fost de dans? Da, asta e din dans. Melodia dinainte, Moody, e una foarte autentică de aici, se cheamă Cântă cucu-n Bucovina. Uite că o să spun versurile, să te uiți peste ele. Moody cântă foarte bine, da? Românește. El a învățat singur românește în Zanzibar, la el. L-am învățat aici. Unde? Acasă, în Zanzibar, în Africa. De unde ai învățat? Singur, de pe internet. I-a plăcut lui limba română. S-a plăcut? De asta ești iubit aici. Te duci la cuversa frații, vă roage ca să... Dar nu spun nici ei. Spui, da? Ajunge și pe acolo. Să duci la cuversa frații, vă faci cruce, nu prea. El e musulman, de religie musulman. Da, da, las, fac cruce. Dar nu-i problemă, da. Ca să nu-l ploaie. Mulțumesc tare mult. Să trăiești, copilie. Să trăiești, să fim sănătos. Să pui dolari aici. La voi sunt dolari? Sunt? Nu. Și lingi, tanzanieni. Avem noștri locali, da. Știu, dar și noi, dar... Stop aici. Noi avem și euro și dolari. Eu acum am numai euro. O să fie și lingi tanzanieni într-un portofel moldovenesc. Da, da. E un cadou mare pentru mine. E bine, spui, dar tu ești mare. Dacă știi românești, ești mare. Hai să vedem ceva și mai interesant dintre obiceiurile românești. Obiceiuri foarte vechi românești.
așa să facem ca într-un piept. Mudi face poze cu Fanny. Da, dumneata ești fanul nevastă numărul 1. Trezor, numai dumneata ești, domnul. Și pe tip povești, viste. Cred că o să urcăm un pic pe aici. Eu aș fi foarte curios să ajungem până sus în turnul acestei clădiri. Ți-am arătat turnul ăla de... Da, e perfect. Vitralii foarte interesante. Geamurile astea colorate cu Ștefan cel Mare în mijloc. Hai pe aici. Foarte interesant, am văzut foarte mulți străini astăzi. Da, e plin, hai, e plin. Total altă arhitectură față de Casa Poporului pe care am vizitat-o împreună cu Mudi. Ai văzut candelabrul ăla? Hai să intrăm și în sala asta pe care eu o cunosc. Wow! De data asta e goală. Ar trebui să fie plin sau? De data trecută când am fost eu aici, da, era un eveniment și sala era plină. Cred că și acum e ceva eveniment. Da. Se pregătește ceva. Se pregătește ceva. De asta sunt toate stealurile care o fi stealul Tanzanii. Hai să mă... Hai să-l căutăm. Nu e. Din păcate nu este. Nu este. Seamănă? Seamănă un pic, nu? Seamănă. South Africa. Ah, asta e South Africa. South Africa. Dar tot culorile astea le are și Tanzania, nu? Da, dar noi nu avem roșii. Hai să vedem de aici, de la geam, dacă avem o imagine mai de ansamblu a Iașului. Dar cel mai probabil va trebui să urcăm în turn pentru a vedea mai mult din Iași. Cu seu de ecou. Super! Păi aici în față e bulevardul Ștefan cel Mare. Pe acolo ne vom plimba noi după ce ieșim din clădire. Super! 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 Se pare că aici în Palatul Culturii e un salon de inventică. Euroinvent și eu și cu Mudi avem un prieten inventator. Mi-ar face plăcere să-l vedem aici. Și Mirama să nu fie. De fapt e și un prieten al canalului, pentru că pe Corneliu l-ați mai văzut la mine pe canal. Se pare că e un mare salon de inventică, salon internațional și de asta am văzut atât de mulți străini aici. Uită-l pe Corneliu, uită-l pe Corneliu. Le-a zis, dacă sunt, ești cu mine sau? Da, i-a zis.
Welcome to Romania, welcome to Iași. Hello, hi. Salut. Păi, v-am zis că fiind salon de inventică, am și eu un prieten inventator, nu? Da, uite, Universitatea Politehnică pe Timișoara are înscrise la salonul Euroinvent 2023 41 de proiecte, brevete, proiecte de cercetare, proiecte studențești și inclusiv anumite rezultate din cadrul tezelor de doctorat pe diverse domenii, inclusiv pe ecologie, și o să vă arătăm câteva lucruri frumoase la standul Universității Politehnica Timișoara. E salon internațional, am văzut foarte mult străini. Este cel mai mare salon internațional din sud-estul Europei, care are peste 700 de înscrieri. Ca să facem o paralelă cu salonul de la Geneva, salonul de la Geneva are în jur de 1000 de înscrieri. Deci este un salon extraordinar, are loc și o conferință în cadrul salonului și inclusiv un salon de carte. Deci este un eveniment complex, cel mai mare eveniment din România și noi ne bucurăm să participăm, putem să filmăm foarte tare. Celebrele filtre Air by Corneliu, care eu le-am testat pe mașina mea de drift. Bineînțeles, sunt și unele prototipuri din cadrul unui proiect interesant care se referă la cercetătorii postdoctoranzi și bineînțeles că o să depunem și un brevet și poți să-ți vezi și filtrul tău aici ca o lucrare științifică. Da, știu că ai făcut o lucrare. Pe... O diferență foarte mare de temperatură între cele două filtre, aproximativ 50 de grade. Acum știm ce se întâmplă aici de la prietenul nostru, Corneliu. Hai să vizităm niște standuri, să vedem mai multe lucruri. Am aflat că salonul e internațional. Oare ce se întâmplă aici? Cred că e o imprimantă 3D. Ai mai văzut așa ceva, Moody? E o tehnologie nouă, cum se imprimă pe foaie de hârtie o imagine, acum se poate imprima un obiect, se poate construi un obiect. Hai să ne mai uităm un pic pe aici. Sunt convins că fiecare stand are câte ceva foarte interesant de arătat. Simulator de cutremur. Ne puteți spune un pic ce e aici? Da, sigur. Deci aici este simulator de cutremure, ceea ce testează clădirile cu amortizor și clădirile fără. După cum vedeți, avem și camera cu cutremur, clădirile fără se vor mișca mult mai mult decât cele cu. Cât de interesant! A, deci practic aceste telescoape amortizează mișcarea. Da, după pot... Am înțeles. Este o săptămână în care noi inventăm și apoi se jurizează proiectul. Îmi puteți spune ce vârstă aveți? Am 14 ani. Eu am 13 și mai sunt copii ce puțin care au făcut robotul din 20 sau asta, care au, sunt în clasa 3-a. Și a 2-a. Incredibil. Da. Fascinant, felicitări și mult succes în continuare. Moody, eu ți-am promis că mergem în turnul clădirii, în turnul Palatului Culturii, dar eu habar n-am pe unde se urcă. Va trebui să căutăm pe unde e urcarea în turn. Unde găsim scări, mergem în sus, pentru că e cea mai logică cale de a ajunge într-un turn. Probabil pe aici, la deal. Alte scări nu mai se văd de aici. Chiar n-am nicio idee cum să urcăm. Alte aici lift. Păi dacă nu mai sunt scări, încercăm cu liftul. Suntem în lift. Urcăm spre turn. Am ajuns în podul clădirii. Hai să vedem pe unde ajungem în turn. Podul a fost renovat.
Deci mai urcăm pe scara. Da, păi unde găsim scări, acolo urcăm. Probabil pe aici. Hai, după tine, Mudi. Ar trebui să ajungem în punctul ăla care se vedea de jos. Acolo e, da, uite, bă, și un mecanism, mecanismul ceasului, cu siguranță, wow! Da, foarte interesant. Sănătate! Super tare! Acest ceas cu carilon. Na, eu nu știu ce e carilon, dar o să aflăm. S-a instalat de inginerul diplomat Pascalovici din București. Reprezentantul casei specialiste Blockenem. Foarte interesant mecanism și foarte vechi. Da, de aici se transmite acolo la ceasul propriu zis. A, și uite și o ferestruică. Da, pe aici cred că putem vedea Iașul de sus. Uite un porumbel. E chiar aici. La fiecare oră fixă, ceasul cântă Hora Unirii. Lăsăm în spatele nostru Palatul Culturii. Mergem să căutăm un restaurant să mâncăm ceva. Deci să vedem un pic viața locală aici pe pietonala din centrul Iașului. Din nou produse tradiționale, produse turistice, suveniruri turistice. Foarte mulți străini am întâlnit de data asta în Iași, probabil și din cauza salonului de inventică. Super fain amenajat totul. Ce zici, Budi? Frumos pe aici să te plimbi, da, nu? Da, foarte frumos. Uite acolo cu florile. Flori peste tot, verde peste tot. Hai să căutăm o terasă unde să mâncăm ceva. Chiar e plin de terase și restaurante aici, avem de unde alege. Da, mai multe terase sunt. O să ne așezăm la una care ne face cu ochiul. Miroase mâncare. Miroase deja mâncare, da? Deja dăm de terase, o să ne așezăm la una dintre ele. Unde ne face cu ochiul? Ne-am hotărât. Ne-am așezat aici la o masă. O să ne aducă meniul, să vedem ce mâncăm astăzi. Azi de dimineață noi n-am mai mâncat nimic. Ți-e foame? Da. Cam foame. Eu clar o să bag și o berică. Ăsta e meniu. Probabil eu o să-mi iau o pizza.
cam astea sunt prețurile. Deocamdată pizza mi-a făcut cu ochiul. Kit petrecere, sufragerie, ce tare. Da, cred că pizza. Moody, cam ce se face cu ochiul de aici, pizza? De pui, dar nu de pește. Pizza de pui n-am văzut, dar cred că este de pește, de mare. Este de ton, cu ton. Cred că ne vine mâncarea. Asta e pizza mea. Wow, cât de bine arată. Ca de obicei avem și comeseni. Ce faci, măi? Ai venit la masă și tu? O să primești. A venit și pizza lui Moody. Moody a comandat special pizza doar cu pui. Asta îi place lui. Pizza cu pui și cu sos. Am mâncat foarte bine acolo la pizzerie. Ți-a plăcut pizza, Moody? Da, mi-a plăcut, a fost foarte bun. Da, mergem înspre hotel. O să mergem înapoi la Pleiada Boutique Hotel. Ne vom relaxa restul zilei la piscină, la saune și la spa-ul de acolo. Vouă, vă mulțumim mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumim pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de aici, din Iași, din centru, noi vă spunem la revedere! La revedere!